Toți cu... sunteți cu tranzacții, cu notate? Cine a prins asta și care ne-a prins? Profit și minus? Cum a fost? Ați urmărit notatea? Minus. Da, așa, și ne-a prins profit. Că dar a fost destul de clar. Da? Pentru că vă stai... Am așteptat de o lană să vedeți și dar nu să spun. Dar de ce trebuie să vedeți? După analiză de oameni. După analiză tehnică, da, dar după rezultatele inflației, după faptul cu prognoza cifrelor de la inflație. Jos, după 8,5, asta și înseamnă că... La noi atâta ani la rând, adică lunile la rând, era... Așa, spune, inflația era majorat, dar știu... Asta de ce e așa, s-a scăzut. De ce a scăzut? Care e indicele prețurilor de consum? Asta care se produc, care este publicat în Biblie, este anual. Nu e trimestrial sau lunar, dar este anual, cel din iulie tot timpul. Și el de asta și face foarte mare influență. De asta e cu Iger, Ier. De asta și influența a fost mare, de asta el a fost așteptat. E, mă rog, noutatea a fost așteptată. Adică asta este că este anual. Nu e atât, știți? Pentru că, de obicei, nu poți să le știi toate până când nu îi trăiești evenimentele astea pe pielea ta. Pentru că poate să spună cineva de 100 de ori, dacă astăzi deja, dacă mi-ați răsprins momentul, să țineți minte. Trebuie tras atenția încă care indicatorul care se publică. E lunar, e trimestrial, e pe jumătate de an, e lunar, sau tot are influență. Ce pot să adaug aici? Deci au fost 8,37 anul trecut, inflația a fost 8,7. Era prognozată 8,5, da? Și s-a publicat? Era 8,7 prognozat și s-a publicat 8,5. Da, ce de anul trecut? Ce de anul trecut? 5? 9,31. Predăduce, da. Deci, anterior a fost 9,31. S-a prognozat să fie scădere 8,7, dar care a fost 8,5. Asta ce înseamnă? Că politica strictă pe care duce Banca Națională, Fed-ul, în cazul lor, este aduce la rezultat, da? Este cu succes. Înseamnă că totuși inflația lor îi primește să scadă inflația. Că asta înseamnă că prețurile au devenit mai mici și e pozitiv pentru piață. Da. Deci am văzut eu acum și ați spus dumneavoastră, înseamnă că inflația duce în jos. Nu, se era indicii de întrebare, se duce în jos? Dacă a fost prognozat 8,7, nu știu ce. Prețurile mai mici, la inflație mai mică. Da, inflația e mai jos. Înseamnă că, normal, dacă inflația în jos, dolarul trebuie să duce în sus. Nu. De ce nu? Se raportul dolarului. Dacă inflația crește, dolarul scade. Adică se devalorizează. Pe perioadă lungă. Dar n-ați făcut în perioadă, am întrebat în general. Păi, în general, da. Perioadă lungă. Normal, de ce el s-a dus? De ce dolarul a căzut? Să pierdă scurt el în cale și mâine să deși sus. Deci ce se întâmplă? Asta e întâmplat. Da, deci nu e. Dacă anul trecut a fost 9 și acum e 8 jumătate, înseamnă că te-ai clasă, că tu ești bine. Înseamnă dolarul trebuie să întărească și că trebuie să fii frumos. Dar noi vedem că e un deal. Dar trebuie să vorbim despre prețurile de consum. Dacă el este mai mic, asta înseamnă că lumea nu este gata să cumpere mai mult. Iată ce înseamnă indicele prețurilor de consum. Coșul de consum pe care îl are un consumator, el s-a micșorat. Asta ce înseamnă. M-a spus, eu am văzut ce a spus din asta, dar eu n-am spus de asta. S-a spus cuvântul de inflație. Și am văzut de inflație. M-a spus de ce a fost azi noutate. Eu zic de inflație. M-a spus de inflație. Nu e neapărat pe... Da, spune-ți părere. 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 Da, inflația, dacă să luăm comparativ, da, de la anul an, a fost 91-85, respectiv trendul la USDX a fost ascendent, adică este o legitate, corect. Acum, inflația, indicatorul care a fost publicat astăzi, sau știrea, deci, ea a fost negativă în sensul în care mai puțin în lume își permite să aibă o putere de cumpărare care au avut-o în trecut, respectiv. Cu cât sunt mai puțini cheltuieli,
cu atât e mai puțin întrebuiințat dolarul respectiv. Deci a fost efectul astăzi. Asta nu înseamnă că deas începe să scadă dolarul. Da. Să pierdă din ce? Cum este și mai ales că este anual. Asta o să se reflecte pe termen lung înainte. Nu acum, imediat. Asta a fost întrebarea. Da. Ea pe calendar economic se publică sau a fost cu proșul. Atunci când este proș, atunci când apăsați, atunci toți știți, da? Chiar și pe investic. Apăsați pe notate, acolo este descifrată. Ce înseamnă ea? Notatea aceasta și dacă se publică mai mică, ce înseamnă și dacă se publică mai mare, ce înseamnă. Și respectiv, dacă este proș, și a demonorizarea pe bani. Adică, atunci a fost nu pe luna precedentă, dar pe anul precedent. Pe anul precedent. Dar au fost aplicate ambele, și pe luna precedentă și pe anul precedent. În felicie în care nu am ca să fie pe gâși, adică luna viitoare... Și cea de luna trecută era 0,3, acum am gândit, da? Luna viitoare, noutatea asta n-a să aibă și impact. O să vedem. Asta e un fost video. Da, dar se bazează oricum pe istorie. Ce și vor pe tema de astăzi, pe teoria. Mihai, mai adăugat ceva? Nu, pe... Că iertați, doamne, cifrele, da? Unde le găsiți? Ce este mafă și este ghia. Lunar și anual. Da, au fost ambele publicate. Și cea de luna trecută și cea de... Influența mai multă. Totuși, ca concluzia. Fiindcă notatea asta este puternică, să spunem așa, este anuală, este că noi s-a schimbat și tendința deja de anul. Eu devo... Dacă asta ar fi singurul factor care influențează asupra dolarului, da. Nu schimbă tendința la noi. Dar este tendent cândva pe acolo, dacă îmi reușesc ceva, că era o formă de schimb. Noi fie o umbră. E un factor important, să zicem. Indicele prețul de consum este foarte important. Rata șomajului a foarte important. Și respectiv, deja din aceste cifre, iese deciziile care ia Fed-ul referitor la rata de referință. Următoarea ședință Fed și următoarea rata de referință să fie în septembrie, atunci când se publică iar și o nouă mărire sau o scădere. Și atât dependență de cifrele astea care sunt publicate acum, indicele prețul de consum este mai mic decât anul trecut. Da? Că o să vedem care să fie așa nivelul unde arată șomajul, câte locuri de muncă noi create. Pentru că locurile de muncă noi create în luna trecută au fost mai mari, peste așteptări. Și ei se gândesc că noi avem o piață puternică, da, dar care nu e dispus să cheltuie așa de mult. Pentru că toți vorbesc despre criză, care o să fie tot mai mare și mai mare, și astăzi, chiar astăzi doar are cineva vorbesc sau la, nu știu cum am prins lumea sau el. Cineva de la bancă, de ce ați trecut? Era intervievat, cineva de la Banca Națională. Ce ați recomandat? O să mai mărească rata de referință? Cum credeți? Și atunci, da, cred că e posibil să se mai mărească. Și ce recomandați persoanelor, cum oamenilor simpli, ce să facă? Și recomandarea lui a fost tare interesantă. Că oamenii să fie mai atenți, să strângă curaua, da, cumva să aibă grijă de fondurile lor de rezervă, în caz de ceva să aibă acolo de zile negre. Frumoasă recomandare. Cum credeți asta? O să influențez pozitivul sau pe economie? Pentru că aceste măsuri se iau pentru ameliorarea, da, situației economice și a valutii. Iar o ridicată, da. Stăm la tot se ridic și americanii tot o să ridice. Și nu cu 0,5, dar cu 0,75. 70% din guvernatorii băncilor. Cum? Sau cu 1,5% asta de mai mult pentru de așa. Sunt doar, Fed-ul are în fiecare stat, are câte un guvernator al statului, California, Michigan și tot așa mai departe. 70% din acești guvernatori sunt pentru a majora cu 0,75% și 30% numai cu 0,50%. Jumătate. Și pentru ce să Și să vedem ce se întâmplă până septembrie, da. Cum s-a mai schimbat lucrurile până atunci. Mi-am dus ceva minte de gărbuleț, cum am spus. Dacă să ne credem că se pădurează. Nu trebuie ce să faci. Mie are dreptate, ca tare, gândurile noastre se materializează. Dar dacă să ne gândim colectiv, vă dați seama ce putere are. Nu, dar e însă așa... Ce putere au gândurile noastre. E însă și o teorie economică, ceea ce o spus e, dar că a fost mai...
ți-am gândit de faza de exprimare și argumentare în public. Dar e o teorie economică, asta e argumentată științifică. Da, iarăși, teoriile astea pe ce se bazează? Chiar că e teoria în anumită urmință preluată, dacă se posibil cu învățată undeva sau citit undeva teoria asta. Vine teoria lui... Asta de Eliot, da? Eliot a format o teorie în care doamna Ana nu dă nimic vreo 3 nunți, probabil, să încerce să, așa, să stoarcă de acolo ideea principală ca să vă dea într-o oră jumătate, în care ne vrem încă jumătate de oră, nu să ne discutăm, dar e normal, pentru că pentru asta veniți, pentru calificare, pentru scopul masterclass-ului este de calificare a traderului, de ridicare a calificării traderului și întotdeauna pentru asta și le facem. Pentru asta consultanții la fel. Noi, da, este, nu este ușor, fiecare dată ne strădăm să fie teme noi. Tema dată nu se predă la cursurile de grup niciodată, la individual uneori se predă, dacă traderul este interesant. Pentru că asta nu este o teorie care să o iei și o pui pe, ca un instrument, da? O pui pe grafic și imediat o dată rezultatul și spai, buy sau sell. Nu, asta este cumva o teorie de înțelegere a pieții, de înțelegere da, a comportamentului pieții. Așa și este. Și asta este o muncă, un studiu complex, foarte complex, a ceea ce a fost înainte. Adică istorie. Și dacă să luăm toate teoriile, teoria lui Maslow, teoria lui Arhimede, teoria lui Pitagora și teoria lui repetibilității și a probabilității și orice teorie, ea pe ce se bazează? Pe studiul istoriei și în perspectivă asta înseamnă că trebuie să prognozăm viitor, pentru că istoria se repetă. Și asta este cel mai important și noi să înțelegem și analizând istoria, asta așa și face. Acum eu o să vă dau altă teorie. Teoria mea, dar nu e a mea, când discutam cu Mihai care ne-a văzut iar. Zic, interesant, de ce? Bine, se referă la studierea, pentru că așa cum fiecare a studiat, de exemplu, de ce carnele jos, da? Și au ajuns la o concluzie oarecare, studiind mulți factori, exact așa și eu mă gândeam, de ce totul toți traderii au rezultate egale? Ei te-au primit să revin în aceeași sală. Hai să luăm o seră, o parcelă de pământ, care are aceeași calitate a solului, aceeași cantitate de soare, aceeași cantitate de apă. Primesc toate plantele de care sunt plantate acolo. Exact așa ca traderii vin în aceeași sală, în aceeași informație. Și la lecții, și la masterclass-uri, și cu grupuri care sunt. Deci toți au acces la aceeași informație. De ce nu toți cresc la fel? Și toți au rezultate diferite. De ce e de altă? Și logica e altă. Poate mai complicat decât o... Motivare e altă. E mai complicat? Mai complicat. De ce? Pentru că planta la fel, are semânțe. Și de acolo crește. Fix așa ca și omul. Nu toate vin semânțe. Să znanie. Нету души и сознания у растения. Шакура энергии. Шакура и дяцы. Кто-то и крещет для практики, для дневник. Сорват, но что-то не сорват. И практик, я кредко я чея. Я теории, но я сказал бы на мене. Кесть аста. Я чей, дичи у не бери. Так, чили жори, кари, план, кари, дороги. Спомним, чили жори. Авем, мерседы. Același sol, aceleași condiții în care ei crește. Ei crește diferit. Una crește mai mare, una crește mai mică, una capătă boală, alta nu. Nu a crescut în boală. Știți că ele crește diferit, tot am văzut cum cresc roșii. Mai da. Este încă ceva. Răstienii sau plantele se află constant la aceleași condiții. Dar noi venim cu așa pe oră jumătate, numai la aceleași condiții. Pe oră. Și eu? Dar să ne uităm pe lui. Ce tot e problema? Fiecare are sfoarta lui. Ești aici în locul nostru? Și a scris toată ziua la Facebook. Nu e nicio problemă. Și asta se poate rezolva. Pe într-adevăr, așa și este, pentru fiecare... Iar și aceleași plante. Una se dezvoltă mai mult, alta mai puțin. Pentru că atunci când începe a se dezvolta mai mult, se formează mai puternice rădăcinile, se formează mai mari frunzele, ele căptează mai mult soare, respectiv după asta își cresc fruchii mai mari și fruchii cele mai mari ele. Iar așa au capacitatea de a trage mai mult apă și ele își cresc mai mari. Ei și el este alt principiu, în toată îmi se numește, e altă teorie,
că bogații totdeauna devin mai bogați și săraci devin mai săraci. Întotdeauna a fost principiul ăsta. Și iarăși, ceea ce cineva iar spuneți, și alții au luat parte de tot, și frumoși, și sănătoși, și bogați, și alții au făcut rabat, dar și la cel sărac și... Știți voi, proverbul ăsta. Cumva e și legitate, e o teorie. Dar, cum ați spus, mi-ați luat, iau conștiință, da? Pot să schimbe lucrurile, ne putem alege unde să fim. Noi dacă suntem în plus față de plate, nimeni nu ne pune dacă stai aici pe scaun și nu te duci nicăieri și primești ceea ce îți dau. Noi avem posibilitatea de alege și avem posibilitatea să ne alegem singuri, în curând să facem roșii galbeni sau verzi sau albastre sau roșii. Contează foarte mult scopul fiecare, motivație, cum să spun colegii. Fiecare își permite să vrei lucruri diferite. Cuiva ai ajunge 10 moduri pe zi, dar cineva vrei o mie. Da. Dacă îl aștept 10 mii, spuse. Exact. Asta e iarăși teoria relativă. Este foarte relativ. Și același mult și puțin. Pentru cineva, da, să facă 10 mii pe zi. E mult, dar pentru cineva 2 mii pe oră, asta e normal. Deci cineva să zic că asta e puțin. Iarăși, dar chiar și aceeași sumă să o luăm, pentru că asta noi suntem oameni toți diferiți. Dar ce vreau iarăși să aduc aminte și ca întotdeauna să cer, vedeți-vă scopul urmat. De cele care voi singuri putem, noi singuri putem, iarăși, noi toți suntem, toți suntem în aceeași provocare. Inclusiv, pentru că atunci când am spus, noi muncim sau ne dedicăm timpul pentru dezvoltarea traderilor, nu facem numai pentru noi, să o facem și pentru noi. Pentru că automat crești și tu. Iar capul gândește, dar capul, pentru asta și noi avem creier, ca să-l punem la lucru, asta e rolul lui, pentru că el să ofere soluții pentru ca noi să ne creștem calitatea vieții, pentru că asta este scopul, da? Să ne atingem unele obiective care noi ne depunem. Vreau asta să fac, vreau acolo să fac, vreau asta să mănânc. Deci, de la elementare până la foarte mare. Și cu cât mai mari sarcini noi îi dăm creierului, cu atât el mai tare încurdează să ofere soluții, pentru că noi să ne atingem scopurile noastre, să ne atingem sarcinii care ne punem noi în fața noastră. Cu cât mai mult se cere, cu cât mai mare obiectivul, cu atât mai multe resurse să oferi către corpul nostru. Asta voi singur puteți să testați, puneți-vă tare pe concretul de azi, vă fac asta. Vrei, nu vrei, tu ești motivat. Și dacă într-adevăr ești motivat, într-adevăr ești scopurile satele, dar nu ți le pune cineva, tu ai atâta energie cât îți trebuie să se îndeplinești scopurile astea. Ți-ai pus 3, energia scrie pentru 3, ți-ai pus 10, energia scrie pentru 10. Clar, trebuie să ne măsurăm și noi puterile toți. Nu vă mai fur din timp. Teoria e teorie. Probabil, ce țin de cunoștințe, dar asta e primul, ce mai important ce are nevoie în trader și după asta se contează și aplicabilitatea. Cum să le puneți? În primul rând, cum să le luați? Da? Razele de soare și apa, să cunoșteți, cum să le primiți? Și a doua, cum să le aplicați mai departe. Da? Una este să auziți și alta să face. Așa că vă doresc să fie masterclass productiv. Capul să fie urechile, să fie deschise, chiar dacă e orășați la imară și suntem până târziu treci. Așa că baftă. Ora muncă. Și să ieșiți de aici cu capul așa de mare. Și mâine la treabă. Da, da, da. Bine, dacă tot vorbeam și doamna omul despre ideea asta, noi singuri lumea, toată aceeași apă, energie și orice, și noi singuri, deci eu cum o folosim, pe mine tare mult m-a impresionat anume cum a găsit domnul Eliot teoria dată, faptul că dumnealui era, deci, un autor și un contabil american, el, teoria dată, a descoperit-o în perioada când era imobilizat la pat. Deci s-a îmbolnăvit pe o boală gravă, care a stat imobilizat timp de, practic, 5 ani. Și unii dintre noi, spre exemplu, ar spune că sunt bolnav, gata, mor sau chestii de gen. Când dumnealui, ia în ce face, fiind imobilizat, a luat grafcele, și nici nu avea grafcele măcar, a luat datele timp de 75 de ani a indicelui Bursier Dow Jones și a analizat, singur a desenat grafcele, singur a găsit de la așa teoria, în sensul că până atunci, pentru că era încă în anii 1830, până atunci se considera că piața de capital
se mișcă cumva haotic. Și nu se poate de prezis absolut nimic ceea ce o să se întâmple mâine și ce o să fie peste o lună, spre exemplu. Dumnealui, având timp liber, a decis să analizeze. Și într-adevăr este totul haotic sau este altă problemă aici. Și analizând dracile astea, având timp, deci el a luat de asemenea din istorie, 75 de ani, și a analizat dracii și a dat seama că, de fapt, viața nu se mișcă haotic, dar se poate deprezis oricare mișcare. Și el a găsit anume ideea că totul se mișcă în anumite valuri. Și cum a descoperit chestia asta până mai întâi, de fapt, a observat asta că, de fapt, totul este cumva din cauza psihologiei oamenilor. Trederile, storii, absolut toți sunt oameni. Și fiecare se comportă într-o manieră oarecare. Iată, închipuiți-vă, spre exemplu, că suntem undeva într-un... O să se va da, de fapt, nu oamenii se comportă, dar chiar și lumea noastră e construită după cifra Fibonacci. Asta tot a pus-o la bază. Deci, ideea a fost anume că valorile date sunt caracterizate anume de psihologia traderilor. Până la urmă, ele sunt explicate absolut. Fiecare val este explicat prin faptul că psihologii, că oamenii se comportă într-anumit fel. Și se comportă absolut toți într-un fel. Deci asta a fost ideea la bază pusă. Este psihologia, termenul de persoasiune. Deci, închipuiți-vă că suntem, de exemplu, într-un câmp undeva, un grup de oameni. Și la un moment dat, neștiind unde suntem, deci suntem cu un ghid oarecare, undeva unde nu cunoaștem unde suntem. Și la un moment dat, mai multe persoane încep să ia la fugă. Ce facem noi? Stop. Deci, noi. Fugă. Fugăm și noi să dai sănătoasă, până la urmă, da? Deci, anume psihologia asta a fost la bază, că chestia asta o avem totuși în sânge. Ca să mergem în urma turbii. Să zicem așa. Deci ce a descoperit dumneavoastră? Că, de fapt, totul se petrece în anumite valuri. Și până la urmă este totuși ideea că suntem în tendință, că prețul se mișcă în tendință. Deci, el a descoperit astfel că piețele de capital nu se comportă haotic și totuși se poate depreze sub oricare mișcare. Și cum a făcut dumnealui ca să creadă oamenii? Pentru că, hai bine, el a descoperit chestia asta, dar cine o să creadă? Pur și simplu că cineva spune că da, este o legitate anume. Deci ce a făcut dumnealui? A început să publice preziceri pentru piața de capital într-un jurnal economic și prezicerea lui s-a adeverit odată, s-a adeverit a doua oară și astfel a căpătat deja încrederea tuturor investitorilor. Pentru că nimeni nu putea deodată să ia anume principiul ăsta să ia în calcul. Și deci el iată în așa manieră a decis că se prezintă absolut toate mișcările în piață sunt formate din 8 valuri. Deci sunt 5 valuri de impuls și 3 corecții. Și tot aceeași idee că un mare se mișcă în flux și reflux, ideea asta a fost și faptul că absolut toți investitorii nu pot să cumpere la nesfârșit un instrument și nu poate să crească acel instrument până la nesfârșit. Deci, în structura tipică a valorilor pe care le-a analizat, deci a găsit anume așa, că mișcarea pieței este compusă din 5 valuri, care sunt anume în direcția trendului, și el le-a numerat așa, 1, 2, 3, 4, 5. Respectiv, valul 1, valul 3 și valul 5 sunt în direcția trendului, pe când valul 2 și 4 sunt mișcări corective. Iar corecția, care de obicei este, cum o să o potim noi, deci este împărțită în trei valuri. A, B, C. Care, de asemenea, valul A și valul C sunt în direcția corecției, pe când valul B este corecție pentru corecție, ca să zic așa.
Bine. Este foarte multă teorie. Și un pic o să fie cam plictisitor, dar nu o să intru chiar în fiecare idee până la maxim, deci am ales doar subul, așa să zic, în teoria lui. Pentru că dacă o să intrăm mai adânc în această teorie, deci fiecare val, fiecare undă care este pe piață, poate fi împărțită încă în 5 valuri. Deci chiar și ăsta care este valul 1, iar se spune că poate să fie împărțit și el, tot în 1, 2, 3, 4, 5. Valul 2, de asemenea, poate să fie format din ABC. Și valul 3, tot așa, poate să fie din 5 valuri și 4 din ABC. Și când socotim deja fiecare undă, impuls și corecție. Deci, deja dacă o să luăm că fiecare se împarte iarăși în 5, o să primim că aici avem 21 de unde și aici avem 13. Și când, deci el a decis așa că fiecare val poate să fie încă mai mare, macrovaluri sau invers din macrounde care sunt de câte 170 de ani, deci el a socotit așa, poate să aibă mai puține și atunci primim totuși aceleași numere ale lui Fibonacci. Pentru că ăsta este 5, 3, mai avem așa 13, 21, respectiv. Cât mai mare este unda, cu atât totuși primim și aceleași numere ale lui Fibonacci. Deci anume și dumnealui a găsit ideea că fiecare corecție, fiecare mișcare care se mișcă în direcția opusă a trendului, este o retragere din acele numere ale lui Fibonacci. Dacă vorbim, iată, despre teoria lui, deci am spuneam că el deodată a descoperit-o și nimeni nu credea, însă teoria dată a fost deja publicată în anii 70, când deja dumnealui mai era în viață. Deci a fost mai mult, iată, folosită de către A.J. Frost și de către Robert Prece. Ei au publicat-o într-o carte și, să zicem așa, că au mai structurat-o în anumite reguli. Regulile cele mai de bază, deci sunt faptul că valul 2 nu poate sparge punctul minim al valului 1. Deci, iar o să ne întoarcem așa. Deci, valul 2 nu trebuie să fie mai jos de punctul valului 1. Ce trebuie să fie mai sus. Așa. Următoarea regulă ne spune că valul 3 nu poate fi cel mai scurt și de multe ori el este cel mai mare din toată unda aceasta. Deci să vedem nou. Deci valul 3 nu poate fi nici de cum mai scurt decât valul 1 și nici de cum mai scurt decât valul 5. Deci el de obicei este cel mai mare din toate. Însă poate fi și în același, de aceeași mărime. Așa. Și încă una din reguli este că valul 4 nu poate sparge punctul maxim al valului 1. Ce reprezintă asta? Deci, iată, 4 nu trebuie să fie mai jos decât valul maxim al punctul 1. Până aici e clar? Dacă apar întrebări, spuneți. Pentru că teoria dată în medicări are foarte multe reguli. Așa. Și deci, anume din cauza aceasta, într-un trend ascendent, de exemplu, ea nu poate sparge punctul minim al valului 1 într-un trend descendent, respectiv invers, da? Eu o să vă dau la sfârșit și un suport de curs, cam este într-adevăr foarte mult, am mai adunat deci am pus totul pe hârtie. Și valul 4 nu poate fi mai lung decât valul 2. Iar de obicei... Ce scuze, dar teoria dată ca măsură de pistări, da? Să mă înțelegi cu evoluții. În ce perioadă de timp ea este activă? Ea este pe toate perioadele de timp. Asta și este ideea. Nu are o perioadă de o lună, două, jumătatea, o anul. Despre asta și vorbeam. Că avem cicluri de ani întregi. Avem cicluri
singur mai mici, deci în fiecare perioadă noi o să găsim câte un gipsul. Acum vă explic mai detaliat. Care val are sub valuri de lui. Da, asta care este. Cum se vindecă, de exemplu. Ok, istoria din s-a venit un val din asta într-o lună, în două sau într-o perioadă mai mare. Avem valul mare care este într-o lună și acest val dintr-o lună o să conțină mai multe valuri din zilnic. Din graficul de trei. Practic, primești val suprapus peste val, da, perioadă. Da, da. De asta și spuneam, chiar de valul din H1, de exemplu, o să fie un mic val din H4 și încă un mic mai mare din H2 și tot așa, când scrie ca o pătroșcă aceea care rusească. Deci când o să desfacem, o să primim valuri, 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 foarte multe. Și valurile astea, iată, când, de asta și spuneam, deci valurile astea mai mici, construiesc valori mai mari și cu cât sunt mai mari, deci sunt numerele lui Fibonacci, până la urmă. Așa. Deci cu regulile ne-am înțeles. Teoria lui Eliot spune că, iată, undele astea sunt undele impulsive și undele corective. Undele impulsive sunt 1, 2, 1, 3 și 5. Se vede probabil, da? Așa. Deci este 1, 3 și 5. Astea sunt undele impulsive, cele care merg în direcția trendului. Undele. Impulsive. Impuls. Motive waves. O să găsiți diferite, dar sunt cele care sunt în direcția trendului. Și de obicei noi pe astea și le folosim în tranzacționare pentru că ne dau cel mai mare potențial de profit. Așa e? Așa. Și dacă vorbim despre undele corective, pe cele sunt 2 și 4. De obicei sunt cam de aceeași mărime. Și nu poate să fie unda 4 mai mare decât unda 1. Și nu poate unda 4 să fie mai, deci mai punctul minim de la unda 4 să nu fie mai mic decât de la unda 1. Dar aici ca să nu... Deci regula asta am zis. Așa. Ok. Și dacă vorbim despre, după ce se termină deja impulsul ăsta din 5 unde, urmează o corecție ABC. Din trei unde. Corecția dată tot poate să fie în mai multe unde. Dacă vorbim, iată, avem aici o corecție care poate fi din 5 unde, bine deja, pentru că este corecție pentru corecție, are doar 3 unde și ce iarăși poate să aibă 5 unde. Deci fiecare undă o putem împărți încă în mai multe unde. Ok. Deci iată valul ăsta corectiv are în modul normal 3 mișcări, 2 în direcția corecției și 1 împotrivă. Poate să fie că este doar o singură undă, fiecare din ele. Poate să fie că unda aceasta se vede din 3, 3 și 3. Dar nici de cum unda care este corectivă nu poate să aibă 5 unde. Cele impulsive pot să aibă și 3 și 5 unde. Iar cele corective doar 3. Sau 1. Până aici e clar? Deci, într-adevăr, este foarte multă, multă logică aici. Și cât nu aș încerca eu să trag iarba, nu am cum mai tare să o trag. Așa. Deci, vorbeam anume despre faptul că el a descoperit că sunt 9 cicluri mari. Ce este vorba despre Grand Superciclu, care este de la 170 de ani până la 200. Și apoi este vorba de Superciclu, care are și mai puțin. Și fiecare poate să fie despărțit în niște mini-cicluri. Și atât spuneam anume despre faptul că asta este o undă. Deci un impuls care este împărțit 1, 2, 3, 4, 5 și fiecare în parte încă poate să fie împărțit în mai multe. Deci 5, A, B, C. Iarăși 5, A, B, C. Și iarăși 5. Și atunci când le socotim pe toate, deci iarăși primim 21 de unde și în ABC-ul ăsta care este colectiv primim 5, 3, 5, deci sunt 13.
De asta și spuneam că ele până la urmă sunt numerele lui Fibonacci. Așa. Toată teoria asta este foarte interesantă. Unica problemă este că ea nu poate fi folosită ca o strategie de tranzacționare. Și mai este încă o problemă că poate fi interpretată diferit. Deci anume, acum o să vă arăt pe grafic cum noi putem să le plasăm, pentru că avem și așa obiect pe grafic, numai și avem noi platformă. Dar fiecare investitor, fiecare trader poate să le interpreteze în modul său. Și noi putem să spunem că unul din impulsuri este deja gata, numai când deja avem următoarea undă. Așa. Haideți să vă arăt pe grafic. Cum putem noi să plasăm asta? Deci, avem aici graficul BTI. Se vede bine? Și unde găsim aceste obiecte? Deci, la inserare, obiecte, și avem Elliot. Val Elliot motiv. Deci spuneam că valurile inclusive mai pot fi numite și motiv, waves. Luăm asta și deci iată, o să începem de sus. Deci asta ar fi primul val, al doilea, 3, 4, și 5. 5 este încă în formare. Și atunci o să vă explic de ce. Deci, atât dacă o să luăm, avem primul, 2, 3, 4, 5. Este prima undă. După care urmează un ABC. Așa? Deci este a doua undă. De genul așa. După care urmează a treia val, care este, ar fi să, la aceeași distanță, ca unul sau mai mare. Deci iarăși avem prima, a doua, a treia, patru, cinci. Deci iarăși avem o undă. Asta este unda 3. Unda 4, de multe ori se întâmplă că ea este sau laterală, corecția, sau este în formă de triunghi. Deci, iarăși sunt foarte multe interpretări. Și unda 4 tot putem să o spunem că este un A, B, C. Și acum deja se formează unda 5, că nu este până la capăt. Deci, iată, avem prima, a doua, a treia și acum este a patra. Să zicem că este terminat, încă nu putem, pentru că nu a fost minimul înnoit. Și deja o să vedem cum urmează mai departe. Asta și este mare problemă în această teorie, că, iată, eu așa am interpretat această umbră. Pe când, iată, să zicem, de exemplu, altcineva din sală, dacă o să rugă, o să interpretez altfel umbră, da? Și cum aș putea să folosesc asta în tranzacționare? Ar fi, iată, spre exemplu, astăzi, cum am folosit-o eu, ideea că aici deja nu este încă terminat unda 5, mă duce la ideea că aș putea să intru într-o tranzacție de vânzare. Parcă nu știu când asta o să fie. Că o să urmeze mai departe încă aici ceva timp sau nu. Și când avem, iată, de exemplu, îmi dau seama că s-a terminat unda și avem o corecție, deja mă aștept ca urma unda 3 și aș putea intra în tranzacții, spre exemplu, iată, deja când am prima, doua, de aici aș intra în tranzacție. Deci, se folosește în tranzacționare mai mult unda 3. În primul rând, pentru că ne dă mai mult potențial de profit, pentru că este cea mai mare undă, și că deja am, mă aș spune așa, o confirmare după ce am prima undă și a doua. Deja înțeleg că se formează o nouă undă. Nu se pare de dar ce? N-ar trebui să se întoarce. Dacă se întoarce, înseamnă că... Dacă se întoarce, înseamnă că eu l-am interpretat corect undă, înseamnă că asta nu a fost prima din cele cinci, dar este un ABC, spre exemplu.
dacă s-ar întoarce. Asta înseamnă că nu am interpretat-o corect, asta e tot. Deci, ea nu se... Dar viața nu se comportă numai după faptul cum interpretez eu undele. Asta este ideea cu problema asta. Și de multe ori se întreabă traderii, deci este profitabilă totuși teoria dată sau e funcționează ea? Deci aici sunt împărțite opiniile. Pentru că sunt mii de traderi care o folosesc în tranzacționare și sunt profitabile. Și ei spun cu bătaia se bagă într-un gap că într-adevăr este bună și într-adevăr este profitabilă și nici acum nu pot să iau o altă teorie, pentru că până la urmă ea are la bază teoria lui Charles Dow și este aceeași teorie că istoria se repetă, că prețul include tot și că prețul se mișcă în tendință. Deci sunt absolut aceleași principii până la urmă la bază. Ok, dar pentru ce totuși am nevoie eu de atâtea teorii, strategii și teoreme, ipoteze? Până la urmă, avem într-adevăr foarte mulți indicatori. Avem multe, nu știu, sunt chiar și experți, sunt și diferiți roboți. Pentru ce am eu nevoie de el? Confirmare. Confirmare, folosesc. Dar ideea a fost, care este scopul ca adun eu toate strategiile astea la mine în carnețel? Probabil că aveți un carnețel unde scrieți toate strategiile pe care le folosiți. Iată, mă interesează în sală. Cine tranzacționează pe demo? Paralia. Sunt? Yeah. Am în vedere persoane care nu tranzacționează în general pe real. Iată, sunt pe real. Iată, vă rog frumos ca să ne spuneți ce vă motivat pe dumneavoastră să lăsați demo și să treceți pe real. La început, dar în urmă după ce mi-ai făcut grafic, dar nu mai vezi să te reamintesc. Te întorci înapoi la demo. Așa. Aici o anumită strategie care ține mai mult și plac, și de la altele folosești ca confirmare. Una de bază care tu vezi să îți primești. Și acum reușesc. Dar care sunt emoțiile de pe demo și emoțiile de pe real? Se compară? Nu se compară absolut nimic. Deci mie mi este foarte interesant, atât tot vorbeam astăzi și despre scopul ăsta. Deci sunt persoane care chiar și stând la pat, găsesc momente de unde să scoată ceva profit, de unde să găsească o teorie, de unde să mai fac ceva bani. Dar sunt persoane care găsesc doar motive. Că mi s-a stricat calculatorul, că da, acum sunt la serviciu, dar nu am timp să tranzacționez. De ce vă oprește pe dumneavoastră ca să începeți să tranzacționați pe real? Real când mai este și emoția asta cea mai mare. Și am vrut să o ții în poziția, da, să crească, de exemplu, da? Ai deschis tranzacție și pe reală repede o închezi, dar pe mine am temă, mai ieși. Ea ca strategia dată ne poate permite nouă să nu închidem imediat. Dacă eu îmi dau seama că sunt într-un val care abia s-a început și are doar primul val și deci este doar o corecție, deci nu o să mă opresc până pe mine ca să închid imediat tranzacția. Dar o să mă facă de împotrivă. Așa, nu vreau să schimb. Ai frică. Dar piața nu poate să fie doar în creștere sau doar în descreștere. Noi știm asta foarte bine. Și știm că fluctuațiile astea până la urmă ne aduc nouă profil. Dar dacă avem un pic de răbdare. Da, asta e. Iată teoria dată, eu, de exemplu, cum aș folosi-o și cred că deja o să o folosesc mai des, este în faza că pot folosi metoda adăugării, dar nu să închid poziția, ci din potrivă. Deci știu că sunt în așa undă și mă aștept.
că chiar și dacă o să fie o corecție, nu este strașnic dacă eu am intrat de la începutul unii. Din potrivă, când văd, dat aici, aș adăuga în poziție. Poate aș securiza atunci când văd că deja începe unda 4, pentru că, iată, o să vedeți și în scotul pe care l-am pregătit, unda 4 poate să fie laterală, poate să fie în triunghi, poate să fie într-un triunghi împotriva care se desface. Deci, poate să fie diferită, dar știu că urmează unda 5, care o să fie numai bine pe grecii. Păi, nici pe prima, nici pe prima, nici pe 5 n-a spus. Ideea este că această strategie, păi că nu putem numi strategie, această teorie a valorilor lui Heliot este folosită în combinație cu un indicator. Deci sunt traderi care pun, de exemplu, MACD-ul. Și atunci când avem o divergență, o convergență, îmi dau seama că puterea cumpărătorilor a scăzut sau că puterea vânzătorilor a scăzut. Și îmi dau seama că începe o undă deja de corecție. Este un indicator ajutător în strategia, dar foarte mulți traderi folosesc un anumit indicator ca ajutor. Și ce este în teoria dată? Deci important este că o folosesc traderii cu experiență. Ea necesită analiză. Ea necesită analiză ca să înțelegi cum să interpretăm totuși cu fiecare undă. Absolut toate sursele pe care le-am analizat eu zilele astea, când am pregătit masterclass-ul, spun ideea că este nevoie de timp pentru a înțelege cum totuși interpretăm fiecare undă. Dar noi cum suntem toată ziua pe grafici? Pentru că înțeleg, nu degeaba sunteți aici. Că vă place ideea asta, nu? Din zile pe grafice, ce mă mișcă pe mine, ca să, iată, tot aici avem și motiv waves, iată. Corrective waves. Pe asta nu le-am pus. Deci, iată, cum am pus și undele de impulsive, tot așa putem să punem și invers. Așa, deci. Din potrivă, deci A, o să fie aici, B. Deci când o să intru în H1, unda aceasta o să pot împărți încă în mai multe unde. Deci iarăși unda asta care este 1 la mine, o să o împart în 5. Unda care este 2 aici, o să o împart în ABC. Și tot așa. Deci iarăși poate se fac mai multe subunde. Am uitat acum că eu o dolară în minte, funcționa perfect. Da. Ok, haideți să vedem și așa. Deci punem obiecte, Heliot. Deci aș vedea, iată, prima, a doua, 3, 4, 5, așa? Eu am văzut un pic altfel. Iată, vedeți? Poți să vă... De asta și zic.
Fiecare trader poate să o interpreteze. Eu am plăcionat eu și din trecut. 1, 2, 3, 4 iată care vine de flat, 5, și atât RDC-ul, și care ulterior confirmă și o figură și revers. Și eu aș spune, eu altfel am văzut-o, am văzut 1, 2 care e mică, cumva ca și aici, și el este și la un nivel. Da, iată, deci 1, 2, 3, 4, de exemplu, eu am văzut eu, 5, 5 aș fi fixat. Da, exact. Și acum urma, ca BDC. Asta la urmă tot la aceea cum puteam anunța. Deci iarăși, avem prima, a doua, a treia, a patra, a cincea, A, B, C. Și iată, s-a început, cred că de aici prima undă. Asta aveți în vedere, da? Deci merge A, B, C și unda de aici se începe, așa? Deci prima, a doua, trei, patru, cinci. Și la impulsul trecut, la fiabă. Tot așa, da? Da, cel puțin pe trend ascendent. Când o să o trecem această în... Încearcă să șterg așa. Impulsul precedent. Să zici, asta este una, da? Nu, eu am spus pe ascendentă. Pe ascendentă. Descendentă e un pic mai... Nu seamă, da? Și aici tot, nu aș gândi, deci 1, 2, 3, 4, 5. Și acolo și ABC-ul ar fi ceva de genul A, B, C. Probabil. Și iarăși când o să iau deja în daily, iarăși fiecare undă pot să o împart în 5. Asta s-o împart în 3. Și ia și fiecare în 5. Noi am făcut cum am spus noi să fim pe un clip. Că noi existăm cu probabilitatea că noi deja ne-am început să mă crește. Da. Și se schimbă... Deci mă aștept... 5 valoriul... Mă aștept că o să am ABC. Dar poate nu mai. Dar nu este 100 de procent. S-ar putea unii deschidă în bani. Trebuie să vă zic de ce. De ce nu m-aș porni acum să spun că este ABC? Pentru că aș putea spune că unda 5 încă nu este finisată. Pentru că avem iarăși prima, a doua, trei și asta ar fi a patra. Deci ar putea fi ceva de genul și după care să urmeze unda 5. Nu da. Din acest motiv, iată aici deja, luând în considerație că și suntem pe sfârșit de impuls, nu m-aș... Aventura. Da. Cum cineva să spuneți, probabil va fi o certitudine, așa, o posibilă, să fie ceva de genul și poate să fie, deci, se poate spune că unda 5 nu este finisată. El acolo și la noi știu cum a fi unde dacă eu mă greșesc și el deja o zdrăbături și el are tendența în jos. Tot voi să-mi arăți nouă istorie. Dar, și luând în considerație că, deci, unda 5 deja este în decurs, să zicem că ea este finisată, să zicem că nu este finisată, aici eu, spre exemplu, bazându-mă pe trendul de weekly, deci nu m-aș... aș intra în tranzacție. Dacă vreau să intru în tranzacție, mi-aș avea un tren mai mic, da, să iau profituri așa, mai mici. Că te ajunge mie, vreau zic. Pentru că poftim? Dar nu e vorba doar de începători. Nu știu, îmi pare că eu acum am viat să merge, am merge, crește și acum după un stat de condeție în jos. Ideea este că și traderi sunt diferiți, ca, spre exemplu, eu trebuie să-i compar cu șoferii. Noi sunt și șoferi de cursă lungă, care merg două săptămâni, de exemplu, s-au urcat astăzi și vine peste două săptămâni, atunci aș strânge profitul,
Dar sunt șofer ca, de exemplu, taximetriști care în fiecare zi știe seara ce are profit pe astăzi. Respectiv, așa și traderii sunt. Cineva tranzacționează pe weekly, cineva tranzacționează pe daily, dar sunt traderi care tranzacționează în M15. Am traderi care tranzacționează și în M5. Ne spunem unul, da? Sunt traderi diferiți. Ești ce ora? Care? Da, absolut. Și v-am putut să te... Asta este scopul la oricare strategie pe care noi să plătunem în acolo. Un portofel, un portofoliu, cu scopul ca să facem bani. Ce folos că știu eu limba engleză, că am învățat 2 ani, am făcut lecții individuale și știu toate timpurile. Știu absolut gramatica la engleză, dacă nu o folosesc zilnic. Ea se uită. Și nu mi-a dat ce bani. Dar bine, că mă ajută că mai folosesc și literatura engleză, dar nu mi-a dat ce bani, da. Asta este. Deci, până la urmă, scopul la oricare masterclass, scopul la oricare strategie pe care noi o învățăm nouă, este ca să facem profit, să facem bani. Și nu mă fie frică. Pentru că, de multe ori, convingerile astea limitative care ne țin pe noi deoparte, ne țin într-o, nu ne dă voie să ne dezvoltăm. Dați-mi voie la potențialul din voi. Nici nu știți ce potențial aveați înăuntru. Nu e da. Respect. Respect, într-adevăr. În primul rând, respectăm. Ce respectăm? Respectăm risk managementul, dar respectăm și planul pe care l-am făcut. Da? Nu ne gândim că am un iau și am un merge și gata. Deci respectăm planul pentru că nu-i că e amu, iau, dar pentru că am făcut eu o analiză bună și am luat profit de piață. Am luat atât cât mi-am propus și tot. De multe ori se întâmplă chestia asta, traderii intră în euforie după câteva tranzacții de profit, azi îmi merge. Azi deschid, hai să mă deschid. Și deschid tot pe același instrument și tot în acele direcții, deja e impulsul s-a terminat, profitul l-am luat, hai să-l întorc înapoi piețe, da? Era o vorbă că... Victor Ciuda în vârșa lui Prasadki, că mai bine arată în rusă, potom la dumă, ciudesc din băbaie, i-s așa la brad. Așa, de obicei se întâmplă. Deci asta este vorba despre euforie. Dar dacă noi știm să ne gestionăm emoțiile, totul este ok. Și asta din de unde vine? Din respectarea planului. Mi-am propus pentru astăzi să iau, am făcut o analiză bună. Am intrat în tranzacția, am luat profit, mulțumesc, o să vină și altă tranzacție. Ok. Totuși vroiam la nume și ideea asta să o adică în scopul cei care sunt pe demo. Care nu mă interesează? Iată, tot veniți la masterclass, tot întrebați, dar spate asta, dar spate asta. Care este scopul până la urmă? Spuneți! Pe ceva aveți în gând acolo, spuneți! Căpătarea încredere, da, știi? Cauza de soluții de a plăti.